Salutare și bine ați venit la chestii complicate explicate simplu. Aceasta este noua căsuța noastră de e-mail pe care am făcut-o mai devreme. Dacă nu știți cum se face, vă uitați la videoclipul precedent. Vom trimite un mesaj cu atașament. Observați aici un buton foarte mare pe care scrie scrie. Dăm click pe el și apare fereastra mesaj nou. La câmpul de editare către scriem adresa destinatarului, adică unde trimitem e-mail-ul. În cazul nostru este profudeinfo58@gmail.com. Iar la subiect o să scriem test. Considerăm că am făcut un test și o să-l trimitem ca fișier atașat către profesor să-l corecteze. Începem cu o formulă de salut. Bună ziua! Fiecare e-mail trebuie să aibă o formulă de salut, nu începe direct ca o conversație pe Messenger. Mă numesc, două puncte și scriem numele nostru, să știe profesorul de unde vine e-mailul. Vă trimit atașat testul. Să știe că există un fișier atașat. Și o formulă de încheiere, o zi bună. Deci un e-mail are o formulă de salut și o formulă de încheiere pentru că este ca o scrisoare, nu este o conversație în timp real. Observați aici un buton ca o agrafă în care dacă dăm cu mouse-ul peste el apare atașează fișiere. Click și se deschide o fereastră în care nu ne interesează Google Drive, o închidem și ne apare în calculatorul nostru unde se află fișierul. Se poate afla în folderul document, se poate afla pe desktop sau se poate afla altundeva în calculator, depinde unde l-ați completat. În cazul nostru se află în folderul document, este fișierul test.pdf. O să fie un fișier PDF editabil făcut de mine pentru voi. Se dă click și test PDF s-a atașat la mesaj. Deci mesajul nostru are formulă de salut, are numele vostru, are formula vă trimit atașat testul, formula de încheiere o zi bună și există atașat test PDF. Click pe trimite și mesajul s-a trimis. Dacă vrem să-l vedem, dăm click pe afișează mesajul, acesta e mesajul care s-a trimis, are atașat fișierul test PDF, este numele vostru în loc de puncte puncte acolo. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe. Vă doresc o zi bună!